Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Marina Tauber nu va participa la protestele din centrul capitalei, cel puțin în următoarele 30 de zile. Deputata Partidului Șor rămâne încarcerată în propria locuință. Decizia a fost adoptată astăzi de magistrații de la Curtea de Apel. Tauber a declarat că decizia este una politică și la comanda ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, dar și a doi deputați de la PAS. Contactat de TV8, ministrul vizat nu ne-a răspuns la apeluri, iar deputatul Radu Marian, acuzat de Marina Tauber, a declarat că atât el cât și colegii săi de partid nu au făcut niciodată presiuni în procesul de înfăptuire a justiției. Supravegherea executării arestării la domiciliul Antinui Tauber Marina se pune pe seama organului de urmărire penală și procurorului care conduce cu urmărirea penală. Decizia este irevocabilă, colegiul. După 30 de minute de deliberări, magistrații de la apel s-au expus astăzi asupra demersului înaintat de procurori care au contestat decizia judecătorilor de la Ciocana, prin care Marina Tauber a fost eliberată din arest la domiciliu și plasată sub control judiciar. Astfel, începând de astăzi și până la data de 25 noiembrie, deputata se va afla în arest la domiciliu. Este încă o lovitură asupra justiției la indicație concretă a domnului Litvinenko, a domnului Alaiba și Radu Marian. Au fost luate aceste decizii astăzi. În acest sens, avocații au depus și o plângere la Procuratura Generală pe numele ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, dar și a doi deputați PAS, Radu Marian și Dumitru Alaiba. Aceștia solicită din numele Marinei Tauber ca ministrul Justiției și deputații PAS să fie trași la răspundere pentru presiuni în sistemul justiției, după ce ultimii ar fi postat pe rețelele de socializare mesaje prin care își exprimă nemulțumirea față de decizia luată la judecătoria Ciocana, care a eliberat-o pe Marina Tauber din arest la domiciliu. Sunt din comportamentul care a fost în cadrul ședinței de judecată, că e posibilă influențarea judecătorilor de către ministrul Justiției, domnul Litvinenko. E posibil. Mai mult ca atât, că astăzi dumneavoastră a depus cererea penală în privința ministrului Justiției Litvinenko și deputatului Alaiba privind influențarea justiției. Atât avocații cât și Marina Tauber au declarat că procurorii de caz nu ar fi prezentat nicio probă care ar demonstra vinovăția. Vedem că, din păcate, și procuratura și justiția noastră sunt influențate de partidul de guvernare. Procuratura nu a prezentat nicio probă valabilă pentru anularea măsurii preventive control judiciar. De partea cealaltă, procurorul anticorupție Ghenadie Iepure a declarat că a prezentat probe suficiente care ar demonstra vinovăția și argumentează necesitatea plasării Marine Tauber în arest la domiciliu. Ne-am referit strict la probe, strict la riscuri, strict la închierea care a fost contestată și strict la pe marginea recursului care a fost înaintat. Contactat de TV8, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, nu ne-a răspuns la apeluri, iar deputații PAS, Radu Marian și Dumitru Alaiba, au respins acuzațiile aduse de Marina Tauber. Eu niciodată nu am aplicat și nu am făcut niciun fel de presiune și nu voi face niciun fel de presiune pe procesul de înfăptuire justiției. Este o aberație și, siguranță, nici PAS, nici deputații PAS nu se ocupă cu astfel de lucruri. Ce să spun, mi-e greu să comentez asemenea aberații. Justiția nu se face pe Facebook, justiția se face de oameni care sunt plătiți din taxele contribuabilului ca să facă justiție. Sugerez atât dumneiei cât și avocaților să mai iasă din Facebook, că nu acolo se face justiție, să uite la codul penal. Marina Tauber a fost reținută în cadrul unui dosar penal pentru finanțarea ilegală a partidului Șor. Potrivit procurorilor, s-a constatat că partidul ar fi acceptat conștient bani de proveniențe dubioase din partea unei grupări criminale, care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste. Banii ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare, erau folosite diverse canale de finanțare, precum Dubai, Viena, Monaco. Tauber neagă de fiecare dată acuzațiile. Procuratura Generală cere ajutorul poliției. Procurorii au trimis o sesizare Inspectoratului General al Poliției să ia măsuri cu protestatarii Partidului Șor, care de două zile și-au amenajat corturile chiar sub pereții instituției.
Oamenii legii se plâng că întrunirile din așa zisul orășel al schimbării le periclitează activitatea. Mai mult, nu le permit procurorilor din teritoriu să aibă acces în sediul Procuraturii Generale. Și poliția anunță că primește tot mai multe sesizări, fie din partea trecătorilor sau a locatarilor din preajmă. Oamenii legii au publicat un filmuleț în care o femeie care trece pe alături este insultată de una dintre manifestante. Смотри, доамна, comportamentul neadecvat. А ты вот спун дрептун. Стимата, доамна. Стимата, доверие стака. Дымпец в спатю публик, ворог, фрумос, манифестатум comportament adecvat. Анимал. Манифестатум comportament adecvat. Poliția a solicitat primăriei să intervină conform legislației în vigoare. Mai exact, legea cu privire la întruniri prevede că se poate cere interzicerea protestului prin judecată, în cazul în care sunt deținute probe care demonstrează încălcări admise de cei adunați. În ultimele 24 de ore, în rândul simpatizanților partidului Șor, poliția a înregistrat o serie de urtragieri, înjurii, huliganisme și stări de ebrietate avansată. O femeie în vârstă de 34 de ani a fost transportată în stare gravă la spital după ce s-a izbit cu automobilul într-un tractor. Versiunea preliminară este că șoferița ar fi încercat la o depășire nereușită. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 6:18. Potrivit informațiilor înregistrate, un automobil de model Skoda, ieșind la o depășire periculoasă, s-a tamponat cu un tractor. Urma impactului, conducătorul auto a rămas blocat între siarele autoturismului avariat. Imediat la fața locului a intervenit o echipă de salvatori care au efectuat lucrări de descarcerare a femeii în vârstă de 34 de ani. Accidentul s-a produs pe șoseaua dintre localitățile Zaim și Sălcuța, raionul Căușini. Imediat după aceea a fost descarcerată. Femeia, care se află în stare inconștientă și cu diferite traumatisme, a fost dusă la spitalul raional Căușini. Cauza și circumstanțele accidentului rutier urmează a fi stabilite de specialiști. Potrivit GSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 32 de situații de risc. A exploatat sexual o adolescentă profitând de faptul că ea se afla într-o situație vulnerabilă, iar pentru aceasta va sta ani cric după gratii. Este vorba despre o femeie din Dondușeni care a fost condamnată la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de copii și exploatare sexuală. Potrivit procurorilor de la cauze speciale, victima în vârstă de 17 ani avea un copil mic la întreținere, când în noiembrie anul trecut aceasta a făcut cunoștință cu învinuita. Adolescenta nu se putea angaja oficial, iar salariul său nu-i ajungea pentru trai. Atunci femeia i-a promis victimei că o poate ajuta să câștige mai mulți bani. Aceasta a profitat de vârsta fragedă a tinerei, din lipsa banilor, absența unui loc de trai pentru tânără, mamă cu copil și fără mari probleme. A recrutat-o să presteze servicii sexuale. Astfel, timp de 5 luni, aceasta a depozitat-o în 4 apartamente din Chișinău. Acolo erau asigurate vizitele clienților, identificați pe site-urile de anunțuri, iar banii obținuți îi însușea învinuita. Mai mult decât atât, aceasta a supus-o și presiunilor psihologice și violenței fizice, îndeosebi atunci când victima refuza să presteze servicii sexuale, inclusiv din motive de sănătate, spun oamenii legii. Un ofițer de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției a fost reținut astăzi într-un dosar de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi acceptat 2500 de euro de la o femeie pentru a influența mușamalizarea unei cauze în care aceasta ar fi avut statut de bănuită. Omul legii ar fi promis că poate influența persoane publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Râșcani, precum și procurori care gestionează cauza, să o scoată pe femeie de sub urmărirea penală. În schimb, ar fi pretins și primit suma de 2500 de euro. Astăzi au fost efectuate percheziții în automobilul și la domiciliul bănuitului, de unde au fost ridicați mai mulți bani. Ofițerul de poliție a fost reținut și plasat în izolator pentru 72 de ore. Un tânăr de 26 de ani, originar din Florești, a fost plasat în arest pentru 30 de zile după ce ar fi furat bunuri din mai multe locuințe din comunele Bubuieci și Tohatin. Prejudiciul cauzat se ridică la peste 80.000 de lei. Potrivit poliției, acesta ar fi acționat în perioada lunilor septembrie-octombrie. Pe timp de zi ar fi pătruns în locuințe prin forțarea geamului din termopan, de unde a sustras bijuterii din aur, tehnică, parfumuri de brand, dar și alte bunuri. Asupra lui a fost depistat un rucsac în care se aflau mai multe șurubelnițe și mănuși. Individul și-a recunoscut vinovăția.
Acum acesta riscă până la 4 ani de închisoare sau o amendă de până la 67.500 de lei. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!